Te salut! În acest trac audio vei afla de ce gândirea pozitivă face minuni. Însă, vei afla și care sunt lucrurile pe care gândirea pozitivă niciodată nu le va putea face pentru tine. Se spune că gândirea pozitivă face minuni, însă ar fi nevoie de o completare. Face minuni, dar în mod științific. Hai să clarificăm lucrurile. Ceea ce poate face gândirea pozitivă pentru tine este că îți creează în plan mental cele mai potrivite condiții prin care ceea ce îți propui să devină predictibil. Nu vei întâlni pe nimeni care să gândească negativ, dar să obțină rezultate mari. Gândirea negativă și rezultatele mari. Niciodată nu pot trăi bine împreună. Iată ce poate face gândirea pozitivă pentru tine. Te ține focalizat pe ceea ce este important pentru tine. Te ajută să-ți menții nivelul de încredere că vei reuși. Te ține motivat să-ți realizezi obiectivele, îți generează o stare emoțională preponderent pozitivă, atrage în jurul tău alți oameni pozitivi, te ajută să-ți maximizezi șansa de a realiza ceea ce îți propui. Așadar, gândirea pozitivă este cea care te menține în starea mentală potrivită. Însă, dacă ai o gândire negativă și blochezi încă din plan mental ceea ce îți dorești, atunci șansa de a realiza ceea ce îți dorești este minimă. Și chiar dacă ai o gândire pozitivă care te menține în starea mentală potrivită, vreau să știi că sunt lucruri pe care gândirea pozitivă niciodată nu le va putea face pentru tine. Cu alte cuvinte, gândirea pozitivă face minuni, însă, până la un anumit nivel. Așadar, iată ce nu poate face gândirea pozitivă pentru tine. 1. Gândirea pozitivă nu poate compensa ignorarea realității. Dacă te distanțezi prea mult de realitatea vieții tale, ajungi să devii un visător. Oricât de pozitiv ai fi și oricât de mult ai crede că poți deveni un cântăreț bun, fără să ai voce, dorința ta nu se va realiza niciodată pentru că pur și simplu este o fantezie. 2. Gândirea pozitivă nu poate substitui faptele pentru că faptele vorbesc în locul tău. Dacă faptele tale arată că nu faci ceea ce spui, în mod sigur vei pierde încrederea celor din jurul tău, indiferent cât ești tu de pozitiv. 3. Gândirea pozitivă nu poate substitui rezultatele. Să știi că rezultatele sunt cel mai precis indicator la ceea ce faci cu viața ta și cât de bun ești pe drumul vieții. 4. Gândirea pozitivă nu poate substitui propria dezvoltare personală. Știi ce? Poți gândi pozitiv până la stele și înapoi. Asta nu te va ajuta să înțelegi puterea dezvoltării personale și mecanismele prin care poți ajunge la o stare de mulțumire și împlinire. În concluzie, iată ce vreau să-ți transmit. Dacă vrei să-ți dezvolți o gândire pozitivă, atunci ancorează-o de realitatea vieții tale și susține-o prin obiective clare și acțiune concretă, prin care rezultatele tale să devină predictibile.